Se fac pregătiri intense pentru Ziua Națională a României în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Pe lângă tradiționala paradă de 1 decembrie, severinenii se vor putea bucura de un spectacol inedit, marca Emilia Dorobanțu și al său invitat special, Marcel Pavel. Marea Unire a fost și va rămâne pentru totdeauna un moment cheie în istoria neamului românesc. De aceea, în fiecare an sunt organizate diverse manifestări reprezentative pentru români și pentru România. Și în acest an, la Drobeta Turnu Severin, vor avea loc spectacole, paradă militară, cât și celebra fasole cu cârnați. De 1 decembrie, Ziua Națională a României, și împreună cu Palatul Cultural am gândit un spectacol mult mai frumos ca în alți ani. Pe 1 decembrie vom avea din fiecare zonă a României, din fiecare regiune a României, câte un reprezentant al muzicii populare. Vor cânta pe scena din zona Crișan. Avem și nume mari, Marcel Pavel, Maria Dragomiroiu și alții. Sper ca severinilor să le placă. Suntem, pe lângă faptul că suntem români, vrem ca această zi să o sărbătorim într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Pentru noi, ca și comunitate, ca și popor, este obligatoriu să ne reamintim cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Ziua României este un astfel de prilej. Evenimentele vor debuta ca în fiecare an, probabil cu acea paradă militară, care și anul acesta exact. Va fi una. Dimineața vom avea aici în zona centrală parada militară, iar începând cu ora 15 îi așteptăm pe severineni în zona Esplanadei Crișan, în zona pietonală, unde vor avea parte și de alte surprize, nu numai de ceea ce v-am spus eu, muzica populară. Vor fi și alte surprize, îi așteptăm cu drag. Fasolea cu afumătură este mâncată în fiecare an de 1 decembrie. Deși nu a fost mereu o tradiție, o mare vedetă din România a pornit acest obicei în urmă cu 20 de ani. Astfel și în acest an, severinenii sunt așteptați pe promenada Crișan pentru a savura o mâncare delicioasă și pentru a se bucura de un spectacol pe cinste. Vom porni povestea noastră de iarnă în data de 30 noiembrie, începând cu ora 16, cu un spectacol folcloric în zona Crișan. Iar pe data de 1 decembrie ne dorim să reconectăm publicul cu tot ceea ce înseamnă artele spectacolului. Am pregătit un nou concept pentru 1 decembrie. Invitat de onoare va fi Emilia Dorobanțu, de 1 decembrie, care, la rândul său, a invitat foarte multe vedete, să spunem așa, ale folclorului, din punct de vedere al zonelor care formează România întreagă. Vom avea invitați pe scenă din Moldova, din Banat, din Ardeal, din Maramureș, din Oltenia, dar ne dorim foarte mult ca severinenii să vină în Crișan și să îl aplaude pe Marcel Pavel, care, să știți că face un efort extraordinar să vină la Drobeta Turnu Severin, deși dimineața de la ora 9 va cânta imnul național Arcul de Triumf în București, se deplasează urgent la Turnu Severin și va fi în mijlocul severinenilor cu un repertoriu de excepție alături de Emilia Dorobanțu, pentru că vrem să trăim cu toții acel sentiment patriotic al nostru, al românilor. Evenimentele vor începe pe data de 30 noiembrie cu un spectacol de muzică populară și totodată se va da startul iluminatului festiv în tot orașul.